Și vine 11 în 62, de 5 ori, 5 ori 11, 55, 73, de 7 ori. Nu mai merge. Dacă ar fi fost în loc de 37, ar fi fost 77 și mergea prin 11, da? Și atunci, vedeți? Ce am făcut eu aici? Am constatat care sunt divizorii toți a lui 550 și am văzut cu 11 a fi și atunci m-am interesat, nu cumva numărătorul? Și dacă nu-i, terminat. Este ireductibil acum în timp asta. Mai vedem o dată. V-ați zis că se scrie tot grupul de cifre. Se scade grupul de cifre din față. Supra atâția de al din nouă câte cifre are perioada. Urma de atâtea zerouri câte cifre are partea neperiodică. Partea deci neperiodică. Și facem calculul și merge tot toată povestea. Aș vrea să vă întreb un lucru. Mă surprinde toată povestea asta. Cum devin cuiva? Și deșteaptă chestia. Adică așa e bine, e corect, că dacă facem împărțirea ne ducem acolo. Dar cine, când, cum i-a venit în minte să facă treaba asta? Rămâne o treabă care, la care încercăm să răspundem. Da? Deci, de unde... Bună seara. De unde e venit în mintea aceluia să facă toate chestii? Scrie tot grupul de cifre. Să scadă partea neperiodică. Supra atâția de al din nou. Atâtea de al din nou. Asta e ideea. Și de unde din nou și de ce de acolo? Zero ori. Și atât, e tot, e ciudată. Da. Parcă ar fi visat cineva și... Și nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg. Stefania, nu-i curioasă treaba asta? Da. Ne gândim până data viitoare să vedem dacă ne vine vreo idee. Cod în internet. Chiar așa. Întrebați. Cum i-a venit în minte așa ceva? Da. De ce ia, șmecheria asta? Cine a? Chiar zic eu că găsești la profonă. Cred că găsești la profonă. Așa. Da? Sigur, dacă întrebați transformarea numerelor decimale în fracții, algoritmul, cine, cum l-a descoperit, cred că... Puneți-ne acum așteptat. Păi nu știu. Acum nu mai știu, am știut odată, am uitat, între timp rămâne să vedeți voi dacă chiar Google-ul vă dă profond mai. Poate vă dă pe altcineva. Nu știu. Rămâne să vă bateți capul cu chestia asta? Și nu. Deci întrebăm vecini, întrebăm prieteni, peste tot, mergem. De unde e, cui a venit în minte așa ceva? Nu profunul online a venit în minte, el a pus acolo chestia aceea, dar... Explicație. Da. Cineva a inventat așa ceva, i-a venit în minte, au făcut. Da, da. Și iată că noi acum suntem nevoiți să învățăm mecanic chestia asta. Da? E un fel de facem așa, scădem așa, facem de atâția de al din nou, atâția de al din zero. Suntem foarte fericiți că știm chestia asta. Dar nu suntem deloc mulțumesc sufletește că nu știm noi să facem așa. Să răspundem la întrebare. La întrebarea, de ce așa? De ce de al din nou, atâția? De ce de al din zero, atâta? Care-i povestea? Răspundem, da? Mă aștept. Mergem mai departe. Am avem? Da, încă 3 trebuie. Încă 3. Gata. Nerovilor. 2013, în perioada 71. Alo. Da? Și l-ai găsit? Și cine ți-a răspuns? Google-ul și cine spune asta? Ce spune acolo? E videoclipul meu. Ai văzut că Google-ul este deștept. E deștept, într-adevăr, așa este. Mă bucur mult că a făcut asta. Bun. Mă bucur mult. La revedere. Tocmai discutam chestia asta și zic cu... Cineva s-a uitat și... Pac!
Stă, zice, o tăs. N-au putut să ne zic și n-au răspunsul. Da, să căutați și voi. Să căutați și voi, asta e. Așa. Că acum credeți că, cred că ardeți din nerăbdare să ajungeți acasă, să tastați algoritmul de transformare a numerelor periodice simple, periodice mixte. Poftim? Eu n-am internet până vineri, că mi s-a stricat RDS-ul. Da. Tuța aia și-a zis că până dă comandă și până vine mai durează o lună. Așa. Dacă primesc o temă de internet, dar nu spus. Păi. A, dar nu o să mai avem temă. Sunt o mergere să spun altă. Așa. Ia să vedem, dăm alte ești, știu? 0,12 în perioada 71. 0,12 în perioada 71. Da. Egal cu 9900. Dar nu cred că se mai simplifică. Nu se mai simplifică? Păi, cel de sus mai trebuie. Prin 2. Prin 2 merge, Ștefania? Nu vrea ala de sus. Da, e 9. Deci e 9. E ireductivă. Sau nu trage așa de atât de tot. Prin 3. Prin 3, ia să vedem sus. 10, 17. Nu vrea. Prin 3 nu. Ireductibil. Hai, mai căutăm. Astea le iubesc. Nu, mă, nu deodată, mă, că 99 are și 11. Prin 5. Nu. Ăsta vrea 2, 5. Da. 2, 5. Da. 0 face 2, 5, 10, 10. 2, 5. Nu vrea, să n-aude de 2 și de 5 ăsta de sus. Așa? 99 e 9 ori 11. Trebuie să încercăm prin 11. Prin 11 să încercăm. Ia să vedem. 1259 la 11. Și vine. O dată. 11. 1. Da. 11. Gata. Ah, am spus eu. Nu, nu, foarte bine. Deci este ireductibil. De drumul alfa. Câte ceasul? 23. 23. Nu ne cadre foarte bine. Deci 0,2. Perioada 152. 152 egal cu? 2152 minus 2. Minus 2. Nu? Nu? 3 de 9. Ah, 3 de 9. 9.990. Da, 9.990, corect. Și egal cu? 2.150. Supra 9.990. Pentru 10. Da. Face 215. Supra 9.990. Cel mai mic. Cel mai bine ne vine la îndemână, el mai mic. Și cel mai mic e vrea prin 5. Nu? Da. Și prin 3 nu merge. Asta mai are un 11, cred că aici. 9 ori 111. No. Ia să vedem, să descompunem, să descompunem pe 215, ca să nu greșim. Deci 215 merge prin 5. 5 în 21, 24 ori, 15 3 ori. 43 e număr prim. 5 ori 43, nu?
Deci nu mai prin 15, da. Și ăsta nou nu se face la 43. Da. Mă gândeam dacă se împarte la acel număr prin 9. E clar. Ireducat. Zi așa. Suma cifrelor lui 9. Suma cifrelor? Sus? Da. Aici? Păi 3 și cu 5? 18 și... A, 3 ori 9, 27. Aici se împarte. Dar 2 și cu 1, 3 și cu 5, 8. 8 nu se împarte la... Dacă era 9. Deci nu se împarte la... Nici la... 3, nici la 9. Da? Mergem mai departe, alta... Altă fracție. 1,7 în perioada 3,17. 317, da? În perioada, da. Egal cu Ștefania? Scriem tot. Tot că 1, 7, 3, 1, 7, minus 7. Minus 17. Tot grupul din față până la da. Minus 17. Da. Supra. 9, 3 de 9 și 0. Și egal cu 1, 7, 3, 0, 0. Nu? Supra 9, 9, 9, 0. Printr-un 10 și face 1730 supra 999. Așa rămâne. Cred că așa rămâne, da? Da, prin 3 nu merge, prin 2 nu merge, că e 11. Așa, pe 3, prin radiusul 0, 2 și 5, e clar că nu are nicio șansă, da? Rămânem în felul ăsta. Altul? Atât, da. Atât, ai avut. Cred. Da, ne-am încadrat. Este... Și 27. Și 27. Să vedem ce am făcut. Să faci sinteza orei. Da? Zicem sinteza orei. Stefania, ce am avut, ce am făcut la tine? Operații cu numere decimale, cu fracții sub formă decimală, nu? Deci, operații cu fracții decimale. 2. La tine... I-am făcut o fracție... Compararea, parcă... Compararea și transformarea în fracții ordinare. Compararea. Fracțiilor decimale infinite. Fracțiilor decimale infinite, da? Da. Și transformarea lor în fracții ordinare. Și 3? Transformarea fracțiilor decimale infinite. Fracțiilor decimale periodice, simple și mixte, da? Da? În fracții ordinare. Ia, transformarea. Și încă mai fracțiilor. Decimale. Simple și mixte în fracții ordinare, da? În fracții ordinare ireductibile. Și aici vezi algoritmul. Da? Vezi algoritmul. Și dacă tastați algoritmul de transformare, Google-ul este deștept și vă trimite la profund. Da, deci are o inteligentă ființă. La revedere! La revedere!